Cingeha l-a omorât, Cingeha l-a bătut. Nu a venit așa la cinte, vă știi? Se arătați, vă aici, aici, aici. Ce face să zici chiar română? Veniți aici, vă aici. Colega mea Lavinia Petra urmărește subiectul. Bună seara, Lavinia. Bună seara, rudele celor doi bărbați susțin că aceștia nu i-au atins pe poliții și că ei sunt victimele agenților. Procurorul care a preluat cazul este însă de altă părere. Cei doi bărbați au lovit cu pumnii și picioarele pe polițiștii care încercau să-și facă treaba, așa că s-au ales acum cu dosar penal pentru ultraj. Toată încăierarea s-a petrecut în fața unei terase de pe șoseaua Petricani. Acolo polițiștii au fost chemați prin 112 pentru că unul dintre bărbați făcea scandal. Primul polițist a fost lovit în momentul în care a încercat să-l imobilizeze pe acesta și să-l ducă la pentru că opunea rezistență și nu colabora. A fost lovit în cap și abdomen cu pumnii și picioarele. Cel de-al doilea polițist a fost lovit de un prieten de-al scandalagiului, care a încercat să-și salveze amicul din mâinile agenților. Loviturile pe care le-au primit agresorii, spun polițiștii, s-au petrecut în momentul încăierării. Atât despre acest subiect. La revedere!